Salutare, eu sunt Ștefan de la Ghidul de Selere, iar în materialul de astăzi am să vă vorbesc despre servisuri de camere. M-am gândit foarte mult timp înainte să fac acest material. Am vorbit cu câțiva producători de camere care sunt comercializate pe rafturile magazinelor din România și am strâns câteva informații utile pentru cei dintre voi care nu știți unde să o apucați atunci când vi se strică un echipament foto. Bucuria unei achiziții de echipament foto poate fi retezată uneori de stricarea acestuia, dar cumpărând din magazine foto autorizate de pe teritoriul României, puteți beneficia de dreptul de garanție. Acest drept este de 12 luni pentru firme și 24 de luni pentru persoane fizice. Acest drept de servisare vă oferă acces la echipamente specializate și la personal calificat care să vă repare echipamentele cu pierse de proveniență și acest personal are și experiența necesară pentru a vă face echipamentele să funcționeze ca înainte. Vis-a-vis -vis de magazine foto, nu am să fac reclamă unui anume. Sunt cam 4 magazine foto și video mari la noi în țară, mai sunt câteva dedicate, iar majoritatea dintre acestea comercializează în mod oficial branduri. Iar fiecare din magazine, indiferent de brandul comercializat, are un contract oficial cu un service acreditat care vă poate repara echipamentul la cel mai înalt standard. Pe lângă serviciile oficiale mai există și serviciuri third party pentru cei care vor servicii post-garantie deși acestea de multe ori sunt acoperite contra cost de sigur și de serviciile autorizate. Acest material este mai mult pentru începători care au nevoie de un punct de reper clar când vine vorba de echipamentele foto și reparații acestora. Când vă cumpărați un echipament foto și nu știți unde să-l duceți la reparat, cel mai bun lucru de făcut este să-l duceți la magazinul de unde l-ați cumpărat, aceștia fiind intermediari cu serviciul cu care au făcut contract, sau dacă sunteți puțin mai dibați să căutați pe Google direct serviciul, vă duceți cu factura și certificatul de garanție și acest serviciu va ști exact ce ați comandat, când, de unde și vă vor începe reparația puțin mai repede decât dacă l-ați duce la unul din magazine, pentru că intermediarea aceasta consumă câteva zile în plus de logistică. Când vine vorba de brandurile comercializate la noi în țară, fiecare dintre acestea au un contract cu un serviciu autorizat pentru repararea obiectivelor și camerelor. Am să încep cu cei de la Sony, cu noul lor SD Service. Au o adresă de internet edsservice.ro Aici îi găsiți pentru a-i contacta în legătură cu reparații pentru obiective și camere photo mirrorless. Pe partea de șatere cei de la Sony România mi-au confirmat că garanția acestora este pe toată durata garanției camerei. Deci nu veți avea surprize cum este la Nikon să aveți o garanție de 6 luni de zile. Așa se întâmplat cu câțiva ani. Deci pe partea de Sony și alți producători puteți să stați liniștiți. Următorul service este cel de la Panasonic. Acesta se numește Omicron Service. Are contract oficial cu Panasonic România iar aceștia vă pot repara camere foto sau video de la Panasonic. La fel și obiectivele. Garanția de shutter la Panasonic este similară cu cea de la Sony pe toată durata de garanție a camerei. Următorii pe listă sunt Chris Profesional, aceștia repară echipament foto și video de la Canon. Repară desigur și aparate compacte și obiective, după cum se poate vedea pe site-ul lor. Garanția shutterelor de la Canon, este similar cu cea a aparatelor, doar cu o mică mențiune. Nu se pot schimba mai mult de 3 șatere în durata standard de garanție a camerei foto DSLR sau mirrorless. Următorul serviciu este cel de la restart pentru echipament Nikon. Nu am avut o experiență foarte bună. Dar dacă vă doriți alternative la acesta puteți încerca Nikon Budapesta care am înțeles că fac o treabă bună rapidă și cu costuri mult mai mici. Pe partea de Olympus cei de la MGT preiau solicitările de reparație în garanție și în post-garanție de la camere, mirorile și obiective. Shutter-ul echipamentelor Olympus este garantat tot așa pe perioada de utilizare a camerelor. Se pare că din... Toată această selecție și mențiune de servisuri lipsește cel de la Fujifilm. Cei de la Fujifilm par să aibă un servis care se numește ctsys.ro. Nu sunt sigur dacă acesta este un servis oficial dar nu am găsit alte informații actualizate despre acest lucru. Nici n-am avut cu cine să vorbesc Oficial de la Fujifilm România. Cam asta ar fi cu serviciurile oficiale. Mai există și serviciuri third party, cum ar fi Camera Verk, care este cel mai cunoscut. Am avut o singură experiență cu aceștia, care a fost una pozitivă. Din comunitatea am mai auzit că mai există și M Optics, care se află exact ca și Camera Verk în București. De menționat că locația majorității serviciurilor oficiale este în București. Așa că va trebui să trimiteți echipamentele prin curier sau printr-un prieten care are drum. Ca și concluzie, pe partea de achiziție de echipamente, vă recomand să vi le cumpărați din surse oficiale care vă oferă acces la serviciuri autorizate care dispun de echipamente și personal calificat pentru reparații corespunzătoare. Mai mult de atât, când vine vorba de obiective, au echipamente și piese de rezervă originale pentru a face obiectivele cât și camerele să meargă exact ca înainte și să nu aveți probleme. Când vine vorba de șatere, mirror boxuri, plăci de bază, sloturi de car și alte componente importante, nu merită să vă duceți la un service third party de cele mai multe ori pentru că nu știți cum va decurge acea reparație. Înțeleg când vine vorba de cauciucuri sau alte lucruri care țin de esteticul camerelor. Nu vă dă o problemă să economisiți niște bani dar la reparații mai serioase vă încurajez să apelați la servisuri oficiale. Este important să vă reparați echipamentele de la surse de încredere pentru că atunci vor funcționa exact ca înainte. Cam asta a fost cu micul și informativul material despre servisuri. Sper că v-a fost util. Dacă da, vă încurajez să dați un like și să vă abonați cu sau fără clopoțel. Să dați un share prietenilor voștri amatori care nu știu unde să o apuce când vine vorba de servisarea unui aparat. Eu sunt Ștefan, vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem în curând la încă un video.